Bună ziua! Invitatul interviurilor pe Senius de astăzi este domnul Cristian Bușoi, proaspăt secretar general al PNL-ului. Bine ați revenit alături de noi în noul decor, domnule Bușoi. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Am să încep interviul de astăzi cu o imagine și am să vă rog să-mi spuneți dacă o identificați cu ceva din zilele noastre. Știți, într-un meci de box. Un boxer care primește un pumn 2-3 și este într-o stare din asta El stă în picioare, n-a căzut jos, nu e ca o Dar pare bulversat Vedeți cumva în povestea asta PNL-ul de astăzi? Sigur, PNL-ul pare în acest moment a fi într-o situație De tensiune și de proces de reechilibrare și recâștigare a electoratului și a procentelor pe care le-a avut, cel puțin la legile prezidențiale și pe care cele două componente istorice, dacă le adunăm, le-a avut de-a lungul ultimilor uh, 10-15 ani. Uh, nu e niciun caz coș, nu va fi niciodată knockout. În schimb, uh, politica e puțin mai complicată decât un match, uh, decât un meci de box. Cred însă că, dincolo de toate paralele care se pot face, Partidul Național Liberal are șansa reconstruirii din temelii, și această șansă, paradoxal, este dată de întâmplările proaste prin care a trecut cel puțin la alegerile parlamentare. Cred că cel mai important lucru în Partidul Național Liberal este. Să se reconecteze la un electorat care fie n-a participat la vot, fie a avut alte opțiuni politice la ultimele alegeri. Și cea mai mare parte a acestui electorat este electoratul urban, este electoratul din București, este electoratul din marile orașe, care trebuie ascultat, e diferit față de acum 4-8 ani de zile, pentru că, pe de o parte, așteptările sunt mult mai mari, pe de altă parte. Au existat foarte multe revelații în ultimii doi ani cu lucrurile în neregulă care s-au întâmplat în România. Chiar dacă poate în instanță unele dintre cazurile care au fost prezentate nu par a fi ceea ce s-a prezentat la bun început. Este evident pentru toată lumea, că din păcate, în ultimii 25 de ani, și în zona politică și în zona economică s-au întâmplat foarte multe lucruri în neregulă. Să rămân în zona asta boxului Și am să vă mărturisesc că Din punctul meu de vedere adversarul uh, PNL-ului E cu garda jos Poate fi lovit Electoral vorbesc De foarte multe ori A făcut greșeli Mă refer desigur, la alianța PSD-ALDE A fost povestea cu Ordonanța 13 Acum toate aceste Erori pe care le face și pot fi taxate Nu văd voci agresive, să spunem așa, așa cum ar trebui să existe în opoziție, care să se urce cu picioarele pe românește pe acest adversar. Ce se întâmplă? E în, eu știu perioada asta în care toți așteaptă să vadă ce se întâmplă la congres, cine va fi adevăratul lider. E o expectativă ciudată. Nu. Se scapă momente operative, în esență. Voci au fost și vor fi. Sigur că sunt colegii parlamentari, președintele interimar a partidului, Chiar și eu bine concentrat mai mult pe chestiuni legate de București și de lucrurile profund în regulă pe care le propune doamna primar, cele 19 societăți, tot felul de alte exact. proiecte fantasmagorice, doamna președintă Turcan pe chestiunile mai ales legate de justiție, pentru că este tema cea mai fierbinte a momentului, Florin Câțu, Cătălin Predoiu pe chestiuni parlamentare sau pe chestiuni legate de buget și economic. Chiar dacă însă reacția noastră este și promptă și fermă, poate vă dau dreptate, nu atât de uh, puternică precum s-ar aștepta, cred că uh, e mai greu receptată de către public pentru că și mass media așteaptă o clarificare a leadership-ului PNL. Uh, e clar că există o așteptare din partea partidului, în primul rând, din partea mediei, dar chiar și din partea publicului, mai ales al votanților sau votanților potențial ai PNL, ca Partidul Național Liberal să-și clarifice leadership-ul și să își facă o strategie foarte clară pentru opoziție, dar în același timp și pentru un proiect alternativ pentru România față de ceea ce face și ce față de ceea ce a propus Partidul Social Democrat. Partidul Social Democrat a ajuns la guvernare înșelând oamenii și o spun foarte răspicat și foarte argumentat. Cu mult cinism, Știind de la bun început că n-au cum să pună în aplicare toate promisiunile pe care le-au făcut, având de fapt în minte mai degrabă soluțiile acestea de modificare a unor legi din domeniul justiției, pretextând anumite lucruri obligatorii a fi făcute, dar în realitate având obiectivul final de a rezolva cazuri personale, și începând cu cazul președintelui Dragnea, dar nu e vorba doar despre el, iar restul au fost doar niște promisiuni goale. Fără acoperire, care pentru orice om cât de cât avizat era evident că nu vor putea fi puse în aplicare. Și iată că deja avem primele semne foarte clare. Avem uh, deja o colectare mult mai mică decât perioada de venituri la bugetul de stat, decât perioada similară a anului 2016. S-a uh, făcut o creștere artificială, zic eu, a salariului minim, de care mulți români s-au bucurat dar care uh, a avut ca efect imediat devalorizarea înceată, dar sigură, a monedei naționale și, în final, oamenii care au beneficiat puțin de o mică creștere a salariului vor vedea că, în realitate, când vor raporta salariul la euro, pentru că foarte multe lucruri se întâmplă raportându-ne la euro, de fapt n-au câștigat nimic, n-au câștigat nimic. În schimb, uh, în mod evident, uh, vom vedea disponibilizări importante în zona exportatorilor. Pentru că cei care uh, sunt principali exportatori ai României, fie că vorbim de mobilă, fie că vorbim de produse agricole, fie că vorbim de produse textile, fie că vorbim de aproape orice alt domeniu, uh, nu pot fi competitivi decât dacă uh, corelează salariile cu ceea ce înseamnă piața în care exportă. Ori tu faci o chestie strict electorală, în realitate, îi ajuți foarte puțin pe oameni pentru că imediat efectul ți este anulat prin devalorizarea monedei naționale și mai mult decât atât. Pe unii oameni care aveau un venit adevărat mic, dar aveau un venit și erau cumva în, într-un într loc de muncă cu beneficiile aferente, partea sistemului de sănătate, a sistemului de asigurare de sănătate, un venit sigur, contribuție la pensie pentru momentul în care nu vor mai fi activi în câmpul muncii, pe cei oameni, pe o bună parte dintre ei, îi pui în pericol și faci să-și piardă slujbele iar acei agenți economici care exportă, în mod evident, îi faci să dea mai puțin la bani la buget. Și doar un singur exemplu. Exemplele pot continua și în mod clar se va vedea că modelul economic și de promisiuni populiste pe care l-a propus Partidul Social Democrat, nu numai că nu va trece testul celor patru ani, dacă va rămâne PSD-ul patru ani la guvernare, că deja se pare că zilele acestea vom avea o rupere semnificativă din Partidul Social Democrat, dar nu va fi validat nici măcar în primul an, ceea ce în mod evident arată cât de fals și cât de uh, cinic a fost acest uh, program. Domnule Bușu, înainte de a intra un pic în bucătăria uh, PNL-ului și să vorbim de reorganizarea asta uh, care urmează să se întâmple, v-aș mai întreba dacă totuși credeți că nu a fost o scăpare, o greșeală, o uh, lipsă de, eu știu, instinct din ăsta de reptor Faptul că pe valul, pe tsunamiul uh, generat de protestele din Piața Victoriei și din toată țara, în esență, uh, nu s-a urcat decât președintele Claus Iohannis, iar PNL-ul a preferat să stea undeva în subsidiar. Și cu am o pletare la această întrebare, uh, aș spune: ce credeți că s-a întâmplat inclusiv cu o parte tradițională de media, de persoane, de formatori de opinie de dreapta, să le spunem așa, care astăzi. Se delimitează sau chiar critică această viziune de moment a PNL-ului? Bun. În mod clar, ceea ce a încercat Partidul Social Democrat să facă cu schimbarea intempestivă, netransparentă și extrem de ciudată a codului penal și codului procedură penală, celebra ordonanță 13, nu putea fi oprită decât datorită intervenției președintelui României și au fost două momente esențiale. Momentul în care a mers în ședința de guvern și a reușit să oprească temporar acea inițiativă care urma avea loc chiar în acea ședință de guvern și al doilea moment când prin forța și prerogativele poziției domniei sale a reușit să genereze un curent și o susținere și populară și din partea unor instituții din sistemul judiciar pentru a explica în mod rațional de ce nu aceasta este soluția, ordonanța de urgență și felul în care s-a făcut această modificare. Era clar că toate speranțele tuturor se duceau către președinte, instituțional era singurul care putea să facă ceva și a făcut foarte bine și pentru asta cred că sper ca oamenii să înțeleagă și să aprecieze toate acțiunile domniei sale. Partidul Național Liberal a fost foarte clar și foarte ferm ca și linie politică împotriva demersului Partidului Social Democrat, pe de altă parte, însă, din punct de vedere al participării propriu-zis la proteste, cred că era de așteptat ca niciun partid politic să nu încerce să politizeze sau să tragă un profit uh, uh, de-asta uh, facil uh, dintr-o mișcare autentică, spontană și foarte puternică. Care nu doar tras, că nu a mai -a avut un o, o beneficiu politic, inclusiv de pe urma protestelor post-colectiv. De ce nu s-ar fi tras? Foarte și puțin din punct de vedere al PNL-ului, pentru că vă aduceți aminte că, în mod foarte rațional, s-a decis atunci că nu PNL-ul trebuie să vină să guverneze, ci s-a mers pe un guvern tehnocrat cu foarte multe riscuri. Corect. Riscuri care, în final, ne a costat parțial rezultatul de la alegerile parlamentare și într-un fel a readus în mod nedrept Partidul Social Democrat la guvernare. Aduceți-vă aminte în acele zile ale protestelor că au fost voci și din societatea civilă și între protestatari și între formatori de opinie care au insistat pe uh, caracterul apolitic uh, civic al acestor proteste și nu ca pe o luptă între un front politic de dreapta, PNL, USR sau orice alt partid și coaliția PSD-ALDE, coaliția de stânga sau centru stânga, dacă vreți să dăm niște circumstanțe atenuante ALDE, care în mod evident era cu spatele la zid pentru că făcuseră un lucru total de neacceptat într-o democrație. Deci din punctul de vedere al Partidului Național Liberal, faptul că nu a încercat să folosească pentru un beneficiu politic, acea mișcare autentică, civică de protest, cred că a fost un lucru bun. Până la urmă, dincolo de aceste momente care pot fi speculate mai mult sau mai puțin, șansa ca Partidul Național Liberal să recâștige o parte din, sau mare parte din electoratul pe care l-a pierdut, cel puțin în raport cu alegerile prezidențiale, dar și cu scorurile de altă dată ale vechiului PNL sau vechiului PDL, este o întreprindere mult mai complexă și mai laborioasă și trebuie să fie pe baze mult mai stabile decât emoția unui moment. PNL trebuie să închidă o dată pentru totdeauna această diviziune a Vechiului PNL și a Vechiului PDL. PNL trebuie să își valideze prin alegeri democratice de jos în sus la următorul congres o echipă de lideri credibili și cu substanță. Sigur, având în funcție în frunte și un președinte, dar echipa va fi foarte importantă, care să dea, să dea consistență demersurilor politice și să dea încredere electoratului că se raportează și susține niște oameni care cu adevărat au o viziune despre România, să vină cu adevărat cu o alternativă foarte, foarte profesionistă de măsuri pe care Partidul Național Liberal. Le-ar vedea pentru ca România să o ducă mai bine, de la domeniul economic, fiscalității, până la domeniul sănătății sau al educației, și sigur, în planul acțiunii de zi cu zi, să facă o poziție foarte clară, foarte argumentată și foarte bine țintită împotriva derapajelor Partidului Social-Democrat. scris o conducere abstractă. Întrebarea e simplă. Candidați? Cred că răspunsul la această întrebare o să-l aveți foarte ferm în zilele, săptămânile următoare. Am preluat de curând funcția de secretar general interimar la propunerea și cu susținerea colegilor din vechiul Partid Național Liberal, dar cu un vot foarte larg din partea noului Partid Național Liberal a Biroului Politic Național. Cred că o astfel de decizie, foarte importantă, nu numai la nivel personal, dar și cu impact asupra competiției interne din Partidul Național Liberal, trebuie luată după o discuție mult mai aprofundată. E, atunci vă întreb altfel, cu liderii vă de vedeți în postura celui președinte pe care l-ați descris mai devreme? Cred că sunt mai mulți colegi care pot să răspundă acestui deziderat. Îmi mai dați două nume? Fără îndoială. Dați-mi două, trei. Așa, deja, colegii care sunt în competiție, Cătălin Prădoi, Ludovic Orban, și sigur că mai pot fi și alții care, Raluca Turcan, pot fi mai mulți lideri care să coordoneze și să conducă o echipă. Sigur că unii au mai multe argumente, alții au mai puține. Foarte mult nu o să intru acum în această analiză a tuturor colegilor care aspiră sau pot aspira la funcția de președinte, pentru că. În mod evident, va veni și acel moment atunci când va fi potrivit. Ceea ce însă cred că este important să înțelegem și am spus-o respicat la ultima reuniune importantă este faptul că PNL nu trebuie să se amăgească și să aștepte un lider providențial. Nu există acel lider providențial în acest moment în interiorul Partidului Național Liberal, există însă oameni capabili să formeze o echipă. Unii sunt mai buni vorbitori, alții sunt mai buni în problemele de organizare. Unii sunt mai vechi și cu mai multă experiență în politică, alții sunt mai proaspeți, poate cu mai puțină experiență, dar cu mai multă energie și dorință de a face ceva. Important este ca, punând la oaltă toate aceste energii și având în frunte, în mod formal, pentru că partidul trebuie să aibă un președinte, pe cel care va avea susținerea cea mai largă într-o competiție care se anunță foarte acerbă și foarte autentică în Partidul Național Liberal cu 3-4 moțiuni cel puțin, în opinia mea, să mergem înainte pe un proiect foarte clar de recâștigarea electoratului și de câștigarea legilor prezidențiale în 2019, susținându-l evident pe actualul președinte, Claus Iohannis. Pentru că... Și aici e un Vă lucru pe care cred că toată lumea îl înțelege. Dacă în 2019, la prezidențiale... Partidul Social Democrat câștigă și funcția de președinte, atunci cred că România va intra într-o zodie nefericită care va schimba total și va anula mare parte din ceea ce am obținut în ultimii cel puțin 10 ani de când România este membra Uniunii Europene. Să știți că nu vă las. O să vă rog să facem un joc de imaginație. Facem. Printr-un complex în care luăm în calcul și decizia partidului, ajungeți să candidați și să faceți o echipă. În PNL-ul actual există încă această falie vechi pedeliști și vechi peneliști, chiar dacă o să-mi spuneți că ea aproape că nu există. Am văzut-o cu toții la alegerile locale, când candidați cu șanse reale au fost aproape vizibil sabotați de cei care erau în aceeași echipă, numai pentru că reprezentau un trecut sau altul. Uh, în echipa Cristi Bușoi, care se va merge în fața colegilor, vor exista mai mult peneliști sau cum veți face să-i cooptați și pe ceilalți în așa fel încât, după rezultatul alegerilor, în eventualitatea victoriei noastre, să nu vă treziți cu o grupare destul de importantă care părăsește barca pentru că nu se mai găsește reprezentată sub nicio formă la vârf. Dacă ne uităm puțin la regulile interne ale competiției din Partidul Național Liberal, veți vedea că această chestiune depinde poate mai puțin de președinte și mai mult de felul în care oamenii care vor decide vor înțelege să facă această, să facă această echipă mixtă și să păstreze acest echilibru, tocmai pentru a închide complet și definitiv uh, uh, falia, dacă vreți să-i spunem așa, între. Cele două componente ale noului Partid Național Liberal. În prima zi de Congres, în 17 iunie, 5.000 de delegați vor alege doar președintele, evident cu o moțiune și un program politic care va deveni linia de strategică de program și de acțiune a Partidului Național Liberal pe următorii patru ani sau cel puțin până la următorul Congres. A doua zi, în Reuniunea Consiliului Național, care este o reuniune la fel de largă, cu o mie de oameni, nu atât de largă ca și Congresul, se vor alege individual, individual, cei patru prim vicepreședinți, care sunt pe lângă președinte vârfurile de lance ale echipei care vor conduce Partidul Național Liberal, un secretar general adevărat la propunerea președintelui și încă 16 vicepreședinți pe domenii specifice. Ori, eu cred că, sigur, nou președinte care va fi ales în prima zi va avea un cuvânt de spus, dar decizia finală o vor lua tot membrii importanței ai Partidului Național Liberal, cei care au fost delegați de către toate filialele să participe la acel Consiliu Național și aproape ca întotdeauna în istoria Partidului Național Liberal, această alegere va fi una echilibrată în care poate candidați care în prima zi n-au ieșit uh, președinți, n-au uh, au obținut majoritatea. Uh, oameni din diverse orientări și moțiuni ale Partidului Național Liberal se vor regăsi împreună în această echipă. Așa cu aproximație, din uh, cele două mulțimi de 5.000 și de 1.000 de alegători, cam cât sunt vechi peneliști cât sunt vechi pedeliști? Nu, e foarte greu de spus acum. Nu, e foarte greu de spus. Nici măcar nu s-a făcut un algoritm pe filiale. Dar, fără să pot uh, uh, face nici cea mai mică predicție, cred că va fi o, un echilibru destul de apropiat și, oricum, uh, deja uh, în mod clar se pune problema ca uh, aceste diviziuni să înceapă să se încheie, începând cu alegerile din filială. Foarte pe scurt, să ne mutăm un pic în zona asta a statului de drept. Nu sunt consultantul PNL-ului, dar totuși, de la câștigarea legilor până astăzi, PSD-ul a încercat tot soiul de forme și formule pentru a modifica legislația în domeniul justiției: ordonanțe, proiecte de legi, amendamente, consultări cu ghilimele. În timpul ăsta, PNL-ul a stat deoparte și. Astăzi o să spuneți că totuși, într-un mod vizibil, eu o să vă spun că nu mi s-a părut așa vizibil, a comentat ceea ce face PSD-ul. Că a greșit cu ordonanța 13, că nu face bine cu Șerban Nicolae, cu X, cu Y, cu toate bulurile de poziție. De deci, ce în tot acest timp PNL-ul nu a creonat propriul proiect de legi și viziune de modificare a legilor justiției? Pentru că evident în justiție se mai pot face modificări și trebuie făcute, a spus-o și Curtea Constituțională. Nu a venit cu el pe masă, chiar dacă l-ar fi, ar fi picat în Parlament și a zis, ăsta este proiectul nostru, dragi români, cu subiect și predicat. Asta sunt modificările legilor pe care noi le vrem. Nu ar fi fost o lovitură de imagine? În primul rând, Partidul Național Liberal a venit cu un proiect care să răspundă la problema reală și adevărată a condițiilor din penitenciare. Și Partidul Național Liberal a spus, sigur, putem să discutăm și despre grațiere. Nu ceea ce încearcă acum să facă Șerban Nicolae, să adauge la acele categorii care în general, în mod uh, tradițional, și în România și în alte state sunt, uh, pot fi obiectul unei grațieri, Oameni care au infracțiuni minore, oameni care se află în situații personale foarte delicate. complicate, cu copii, cu o anumită vârstă peste care... Bol. Dar care se excludă în mod evident recidiviști, oameni care au făcut uh, crime sau infracțiuni violente și actele de corupție, pentru că e o discuție încă foarte sensibilă și foarte uh, importantă în România pe această chestiune. Dar pe lângă uh, lucrul acesta, o soluție mai durabilă și mai importantă, până vom reuși să investim, uh, ca să facem totuși condiții umane, nu condiții de lux, că nu se poate pune problema atunci când avem spitale care cad și colcă de... Infecții să avem prioritate uh, penitenciare de lux. Dar, în același timp, nici nu putem să uh, trimitem niște oameni în locuri care îi degradează nu doar din punct de vedere moral sau psihologic, ci și din punct de vedere fizic și al sănătății. Dar, până se poate întâmpla acel lucru, soluția este să mergem către pedepsele alternative. Care mai au și avantajul deja demonstrat în multe țări europene, pentru că e după modelul european acest proiect pe care l-au făcut colegii noștri, că uh, generează o reinserție în societate mult mai rapidă și mult mai durabilă decât uh, dacă cineva ar petrece acel timp în detenția clasică, în uh, penitenciar. Iar Iarăși vorbim despre uh, soluții europene, de la muncă în folosul comunității până la închisoare la domiciliu de la brățări electronice până la anumite alte măsuri care sunt descrise în proiectul de lege și care se aplică în mod clar tuturor acelor categorii care au făcut infracțiuni mai ușoare din punct de vedere al percepției societății, și nu pentru recidiviști, nu pentru criminali violenți, nu pentru uh, corupție. Această chestiune, după părerea mea, este o, un, un, un proiect foarte concret, exact în direcția și în spiritul pe care l-ați spus. În ceea ce privește modificarea Codului Penal, sigur că putem veni și noi cu un proiect. Cred însă că mai important este ca acolo unu să se facă doar corelarea cu deciziile Curții Constituționale, iar dacă într adevăr dincolo de deciziile Curții Constituționale mai sunt anumite lucruri care trebuie clarificate, dar în niciun caz nu trebuie redus nivelul de luptă împotriva unor infracțiuni, atunci lucrul acesta nu se poate face decât cu o largă dezbatere, cu participarea și la inițiativa, în primul rând, a celor direct implicați, judecători, procurori, organizații non-guvernamentale, experți în domeniul profesori de la principalele universități de drept, urmând ca în Parlamentul României pe baza acestor opinii foarte bine documentate și al unor profesioniști în domeniu, să se poată face acele corecturi. Nu cred că acum Partidul Național Liberal trebuie să înceapă acest demers. E de datoria guvernului să o facă, dar să o facă, încă o dată, cu bună credință și cu dorința de a corecta poate anumite lucruri care au scăpat și nu cu obiectivul deschis sau ascuns. De a opri un proces care, până la urmă, a reușit să mai curețe puțin societatea românească în sensul bun al cuvântului, să schimbe atitudini, să schimbe uh, mentalități foarte păguboase din trecut și să mai clarifice o parte din lucrurile profund în regulă care s-au întâmplat. Dincolo, evident, poate și de anumite cazuri care ridică semne de întrebare și care trebuie în final clarificate. Exact legat de aceste semne de întrebare, penultima întrebare să spunem așa, colegii noastre liberali din Parlament îmbrățișează poate corecta teorie a faptului că legislația penală în momentul de față are o serie de ambiguități, dincolo de, chiar și de cele spuse de Curtea Constituțională. Aceste ambiguități au dat posibilitatea interpretării și lasă de înțeles că anumiți procurori pot face abuzuri. Nu dau exemplu celului caz Negulescu, deja cunoscut de toată țara, dar ar, ar mai fi și alții. Motiv pentru care nu credeți că există riscul pe acest fond al unor idei comune PNL-PSD. PSD-ul să îmbrace sub o formă sau alta această lege ticăloasă care să-l deservească în principal pe liderul său Liviu Dragnea. Să o arunce în Parlament, și ea să fie votată tocmai în baza acestor considerente și de membrii PNL-ului, urmând ca la finalul acestui gest să se arunce oarecum anatema și să se spună păi toți au votat de o mamă și un pământ, deci nu este ticăloșia PSD-ului și să o luați în cârcă, cum ar spune românul. Există acest risc, dar teoretic, dar vă pot spune că Partidul Național Liberal nu va vota niciun proiect care să treacă de simpla corelare cu deciziile Curții Constituționale iar dacă sunt făcute alte corecții pentru, pentru a ar putea fi secret știți, nu? îmbunătăți uh, sau pentru a clarifica mai bine, acest lucru nu va putea fi făcut decât dacă va exista un larg acord în societate. Uh, și instituțiile sistemului judiciar uh, și societatea civilă să accepte că trebuie clarificate anumite lucruri, dar în niciun caz nu trebuie schimbată uh, legislația penală în beneficiu unui om, așa cum ați da. amintit și dumneavoastră. Și cum am spus-o și noi de foarte multe ori. Așa încât, dacă în teorie poate exista acest risc, în practică vă pot asigura că nu se va întâmpla acest lucru. Și în fine, ultima întrebare. Cioloș, redivus în PNL. De aceea, în Cioloș este în mod evident o personalitate importantă a dreptei forțelor politice de centru-dreapta, să zicem așa, și sigur că a, a avut o conduită foarte bună în calitate de prim-ministru, nu a avut foarte mult timp să ducă la îndeplinire niște proiecte foarte concrete, dar pe anumite domenii a reușit să îmbunătățească și să clarifice anumite chestiuni și cel puțin conduita și felul lui de a fi a arătat că România poate avea în fruntea guvernului său o persoană rezonabilă, o persoană serioasă, o persoană. Care se gândească în primul rând la binele public și nu la binele de partid sau la binele personal. Din punctul acesta de vedere, este un plus pentru societatea românească. În ceea ce privește proiectele personale ale domniei sale, e o chestiune care, la care nu pot să răspund, pentru că nici mie, nici publicului larg, nici Partidului Național Liberal încă nu ne sunt clare, pentru că domnia sa a spus că încă reflectează asupra mai multor uh, opțiuni. Uh, sigur că există un dialog informal între liderii Partidului Național Liberal și domnul Dacian Cioloș, consultări, discuții, uh, așa cum sunt convins că există anum, un anume dialog informal și cu USR, există un anume dialog informal poate și cu alții lideri ai societății civile care nu fac parte din vreun partid, dar care s-ar putea gândi să se implice mai mult uh, pe zona politică. Cred că cel mai important este ca domnul Cioloș și însuși să uh, decidă uh, de în ce direcție, de de foarte greu. În ce direcție și la dorește să acționeze în spațiu public în România în următorii ani. Uh, eu cred că în ceea ce privește partidul național liberal, există multă deschidere de a discuta orice fel de uh, variantă. Dar încă o dată, în ceea ce privește leadership-ul partidului național liberal. Acest lucru nu poate decide un grup de lideri, nu poate decide sub nicio formă la masa verde nimeni, ci va fi decis acest lider și prin competiție, printr-o competiție pe care o prevăd foarte dură, în data de 17 iunie, într-un for foarte larg care va reuni un număr important de membri ai Partidului Național Liberal. Nimeni nu poate face altfel decât să se supună unei competiții și unei judecăți și jurizări a membrilor importanței Partidului Național Liberal și acolo orice competitor pleacă cu șanse egale. Cred că vor fi, cel puțin în acest moment, par a fi favorizați oamenii pe care membrii și colegii din teritoriu îi cunosc bine, îi urmăresc de foarte mult timp, au deja ceva experiență politică, au deja experiență în Partidul Național Liberal, dar Dincolo de asta, competiția este deschisă oricui vrea să intre în această competiție. Domnule Bușoi, mult succes atunci dacă e vorba de o competiție. Eu și un pic de noroc în orice competiție. Evident. Vă mulțumesc foarte mult.